Trăia odată un om tare zgârcit. Toată viața n-a făcut altceva decât să strângă foarte multă avere. Însă niciodată nu i-a fost milă de cineva. Nu dădea de pomană nici în ruptul capului. Se întâmplase o singură dată într-o duminică să treacă prin fața unei biserici și să-i arunce unui cerșetor 2 bănuți. În rest, toată viața sa nu a dat nimănui nimic. Deseori, când preotul îl întâlnea și îl apostrofa, el răspundea mereu: Părinte, în lumea asta totul poate fi cumpărat. Cu siguranță că și în lumea cealaltă este la fel. Cu câte bogății am strâns eu, nu se poate să nu ajung în rai. Oricâte sfaturi ar fi dat preotul, el nu voia să asculte. Azi așa, mâine așa, până când într-o noapte a avut un vis îngrozitor. Se făcea că murise și ajunsese la poarta raiului. Când la intrare, Sfântul Petru l-a întrebat: Omule, dar ce-i cu tine aici? Sfinte Petre, aș vrea și eu să intru în rai. Dar crezi tu că poți? Sfinte Petre, dacă trebuie, eu plătesc, am comori nenumărate. Omul a început să se buzunărească, însă nu găsea nimic. Mai caută, mai caută, poate vei găsi totuși ceva. Și într-adevăr, omul a găsit pe fundul unui buzunar 2 bănuți. Aoleu, dar de ce am doar atât la mine? Pe pământ aveam de 1000 de ori mai mulți. Aici, de ce am ajuns doar cu 2 bănuți? Omule, omule, i-a răspuns Sfântul Petru. Când ajungi aici, ai doar ceea ce ai dăruit în viață. Acestea sunt comorile pe care fiecare le strânge în cer. Cu ele poți într-adevăr să intri în rai, dar crezi tu că 2 bănuți sunt de ajuns? În toată viața n-ai dăruit decât acești bani unui om sărman ce aștepta ajutorul tău. Dacă în timpul vieții ai fi strâns mai multe comori cerești, poate ai fi intrat în rai, dar așa? Tocmai în acea clipă, omul nostru s-a trezit din vis, speriat de tot, iar din acea zi, nimic nu a mai fost la fel. Din acea zi, a căutat să-și schimbe modul de viață și să împartă cu ceilalți din prea plinul său, pentru a fi cu adevărat un om bogat. Morala: adunați-vă comori doar în ceruri, căci cele pământești sunt toate trecătoare. Minunații!